Você Nu vine de el, acum trebuia să vină. Ziceam, lăsăm geamul deschis, stăm un pic în casă, cu trepied. Cu... Îndrăznesc să vină, pentru noi de vedem. Sunt vecinul lui Doru Cosma. În fiecare dimineață când plec la serviciu, admir aceste păsări frumoase, fiind salbatice. Mai rar se vede așa ceva la noi în localitate. Sunt foarte frumoase. Doru Cosma le dă mâncare în fiecare dimineață. Chiar împrăște într-un cerc așa mare, rotund, boabe de porumb, de grâu. Ele se strâng grămadă acolo, formează un cerc foarte frumos. Deci e ceva de admirat, foarte frumos. Nu?
După atâția ani de zile deja o fac parte din familie. Sunt ca și copiii noștri, deci ca și toate păsările care mai avem domestice. Cum avem grijă de alea cu mâncare, cu apă, așa avem și dintre astea. De ce nu? Avem prieteni care mai dau așa câte ceva boabe acolo, avem și noi pământul nostru și avem de unde le da. Mai când sunt pui mici, că prin aprilie, mai, că la începutul mai vor veni și puiuții, e, atunci mai pâniță, mai făinuță, mai furaje de ale noastre și trebuie să crească, trebuie să-și găsească hrana, că cred, părerea mea este că de asta și stau în zonă, că hrana este din abundență și nu e nicio problemă. Și nu au prădători, nu au răpitori. Aici nu intră vulpea, nu intră câinile, nu se întâmplă nimic care să le deranjeze. Și avem grijă ca tot timpul să fie îngrijite și nu e nici prea greu, pentru noi ne-am obișnuit cu... La început au fost foarte puține și acum, uitați, tot au scos pui, tot s-au înmulțit, au mai venit și altele, fiind datorită faptului că pleacă noaptea, știu eu, pe iazuri, pe ape curgătoare, n-aș putea să vă spun unde, se întorc și mai vin și cu alte păsări, după ele și tot așa. Sunt foarte sensibile. Că orice zgomot care apare, ele deja sunt, cum să spun, foarte atente și gata de plecat. Da, le deranjează. Soțul se îmbracă tot timpul în aceleași haine. Păi, da? Când nu este acasă și le dau eu mâncare, îmi iau haina soțului. Pentru că ele s-au obișnuit cu acea haină, știu că nu sunt în pericol și mănâncă liniștite. Așa când mă duc eu cu altă haină, vă dați seama că sunt un intrus, sunt străin deja. Și atunci sunt nevoită să-mi pun șapca și haina soțului și mă duc, le dau mâncare și revin imediat în casă. Nu stau printre ele pe acolo. Au venit mulți prieteni și au văzut, chiar care au văzut de pe net. Da, au venit, dar puțin mai la distanță, așa. Nu... Deci știu deja prietenii noștri că nu se pot amesteca printre ele pe acolo și nu fac niciun mișcare, niciun gest care să fie brusc. Deci totul ce este gesturi brutale, brusc, dacă vii în alergare, nu știu ce, deja este o problemă. Într-adevăr, pentru toată lumea a fost ceva de mirare, dar povestea a început acum vreo aproximativ 20 de ani, când o doamnă profesoară aici din localitate a găsit niște rățuște mici pe drum și a început să strige la un vecin, la altul, între care a plecat soția mea să vadă despre ce e vorba, că o chema. Și a întrebat-o dacă nu cumva a pierdut niște rățuște mici, crezând că sunt rațe domestice. Nu, și atunci soția a zis că, domnule, lasă-le la mine, și dacă întreabă cineva de ele, o să îi dăm. Le-am primit, le-am adus, le-am dat de mâncare, mici fiind, nu știam ce să le dăm de mâncare. După 2-3 zile mi-am dat seama că, într-adevăr, erau rățuște sălbatice, de fapt. Le-am crescut, au crescut mari, deci povestea este de acum 20 de ani. Au crescut mari, la un moment dat au început să mulțească, le-am făcut o baltă artificială, că nu avem iaz cu apă, betonat, făcut în așa fel, le-am pus apă acolo și în felul ăsta s-au mulțit. Ce am constatat, și este foarte interesant, că ele noaptea plecau, după ce au crescut mari și au început să poată zbura, plecau, se întorceau dimineața. De fiecare dată dimineața când se întorceau înapoi acasă, pot să spun așa acasă, veneau și cu alte surate de ale lor. Și din zi în zi deja erau mai multe. După aproximativ 20 de ani, pot spune că sunt aproximativ sute, chiar și 1000 câteodată. Dar interesant este că ele noaptea pleacă și se întorc dimineața. Noaptea, dacă rămân aproximativ 10-20 de rațe. Iar primăvara își caută cuiburi, câte găsesc aici, clocesc aici, se ouă, fac aproximativ 12 ouă, între 7 și 12, maxim 13 ouă, scot puișori aici, îi cresc și se stabilesc aici. Când vin și celelalte care nu și-au găsit loc de cuibărit aici și se întorc, este curios faptul că mama lor nu este sperioasă când mă vede, iar puișorii zboară, pleacă. Se întorc înapoi dacă văd că mama lor a rămas aici. Se întorc și ei înapoi și încet, încet, încep a se îmblânzi și ei.
Așa a fost povestea și uitați că a trecut atâția ani și acum sunt... Este totuși un efort financiar, aveți mai mult pământ, cam câte tone de, așa spune, furaj pe iarnă? N-aș putea să, dacă facem un calcul așa în câteva luni, dându-le aproximativ în fiecare zi 40 de kilograme de boabe, indiferent ce, grâu, porumb, orz, ovăz, mănâncă orice, absolut orice. Nu fac calcul, am pământurile mele, am prieteni care mă mai ajută cu câte ceva, la prețuri mai mici și în felul ăsta le pot întreține. Este prima dată când văd rații sălbatice care își păstrează, hai să spunem, toate aturile de rații sălbatică sperioasă, foarte vigilentă, să vină să o odihnească, să povăsească în casa unui gospodar. Da, chiar în curtea. Chiar în curtea unui gospodar și... Mai ales că de la geam, de la bucătărie, cum să vă spun, te poți uita. Există o priveliște frumoasă. Dacă am un geam care îl deschid dimineața, în fiecare dimineață trebuie să-l deschid obligatoriu să văd rățuștele sălbatice. Oricum, datorită răților, cred că trăiesc mai multă liniște, că este unul din motivele pentru care... Rațele stau aici. Nu este scandal, nu este gălăgie, nu sunt zgomote. Ele sunt foarte, am văzut, cum să spun... Sunt vigilente. Vigilente în privința aceasta. Vă pot spune că am toată curtea împrejmuită. Ele, dacă stau în curte la mine, stau și datorită faptului că nu au prădători aici. Aici nu poate intra vulpea, nu poate intra absolut nimic. Mai atacă uliul câteodată, dar ele sunt foarte precaute, intră imediat în apă, în momentul în care simte un pericol. Alte pericole nu au. Noi le ținem în liniște, căutăm totdeauna să le dăm hrana la timp, s-au obișnuit cu orele de hrană, dimineața la ora 8, iar seara tot la fel, în jurul orei 8:30 le dăm mâncarea. Vin, ați observat, vin, mănâncă, își văd de treaba lor, stau liniștite toată ziua, până seara când începe a pleca o parte. Probabil se duc pe apele curgătoare, unde sunt înghețate și mai caută și hrană, mai pescuiesc. Și ele s-au domesticit aproape. Vedeți că pe timp de iarnă vin stau aici la tâmpă, da? Nu găsesc mâncare iarna. Unde pleacă păsările toamna, cel care pleacă? Unde? Înțeleg? Înțeleg. Stau la noi, da? Dar de ce? De ce pleacă? Noi pleacă aici. Da, uitați-vă la camera. Da, și nu găsesc? Mâncare. Așa. Și cunoașteți o pasăre călătoare? Care? Rândurica. Rândurica, așa și? Și barza. Lebăda, nu. Și barza. Și o să vină la primăvară, da? La cuiburile lor. Da, hai, noi le cântăm la aceste răsuște, da? Le cântăm? Da. Hai să le cântăm. Pene pe apă s-a dus, răsuștele mele pe apă s-a dus. Stau cu capul în apă și codița sus. Stau cu capul în apă și codița sus. Rățuștele mele în apă în iar. Rățuștele mele în apă în iar. Dau din aripioare și fac mare iar. Dau din aripioare. După atâta joacă, foamea l-a venit. După atâta joacă, foamea l-a venit. Și cum rezgăbit,
pește și s-au săturat. Au mâncat mult pește și s-au săturat. Una după alta spre casa a plecat. Una după alta spre casa a plecat. Mergând către casă, ele măcăiesc. Mac, 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 mac. Hai, pătile, atrage. Mac, 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 mac. Uitați-vă pe zăpadă, nu vezi? Hai să aflați de ce? De ce? Au pene și penele lor copii nu se udă niciodată. Noi n-am învățat încă despre păsări. De acum urmează. Păsările, penele lor nu se udă pentru că sunt acoperite cu un strat de grăsime. Au un pic de grăsime așa piele. De când la găină se udă penele. Da? La rață, la gâscă, la lebădă. Nu se udă niciodată. Da, ele protejează să le ține și cald. Activitățile de știință în cadrul anului școlar, folosim mult material, planșe, fel de fel de siluete, dar activitățile în aer liber, de observare a animalelor, a plantelor, este foarte bine receptate de copii și sunt ținute minte, cred că aproape toată viața, datorită faptului că la această vârstă receptivitatea lor este foarte mare și sunt activități care le plac, activități care vin în contact probabil și cu animalele mai ales, din gospodăria lor fiind la țară, majoritatea copiilor au animale și lor le plac, le îngrijesc. Noi și la grădiniță avem pus pentru păsările de iarnă, ei se duc și le pun mâncare. Chiar din mâncărica lor, la amiază ce le mai rămâne, firimituri, le aduc și orz, ovăz, boabe și le pun și sunt foarte atrași de aceste activități în care participă ei direct, nu prin intermediul educatoarei sau a părinților. Ei se pun acolo mâncărica și a doua zi dimineața când vin la grădiniță se uită să vadă dacă păsările au mâncat ceea ce le-au pus și îi atrage și mai mult și la amiază ziua următoare reușesc să pună din nou și sunt foarte satisfăcuți de ceea ce realizează ei.